frumoasă, plină de emoții astăzi, 15 iulie 2021. În orașul Pălești îl găsim omagiat astăzi pe domnul Osoianu Vladimir, ce face o frumoasă vârstă în buchetul vieții. Și ne-am aici, de partea doamnei Victoria Fusa, să-l felicităm și să spunem de suflet la mulți ani, astăzi într-o zi frumoasă de sărbătoare și desigur, îl găsim aici, chiar la locul de muncă, la serviciu, unde se dedică tot și suflet, împreună cu toți cei oameni dragi care îi coordonează deja de o perioadă foarte bună de timp. To the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And it's a good, I won't even worry anymore. Took all my cares, still can kick them all out the door. Go on and try, come and tell me what you're waiting for. Move and keep them going till your life is overflowing, yeah. I do a dance of victory. Cause now I'm living good, no, I'm not living like I used to be. Now talk about things, talk about my mind. Now I'm free for the world. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Fie-vă viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți. Pentru credință și fericire, Domnul Vladimir, să ne trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericiți să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericiți. Noi vă spunem bună ziua. Surpriză la tine acasă, Olesia Paladi mă numesc, o destinație frumoasă astăzi, chiar aici, în orașul nostru natal, orașul Pălești, și vă găsim pe dumneavoastră. Un drag, un cunoscut de mulți, care astăzi face o frumoasă vârstă în buchetul vieții și cineva ne-a oferit și nouă ocazie frumoasă să venim în, aici, în cabinetul dumneavoastră, unde dumneavoastră, trup și suflet, cum ne-am spus și la intrare și în prezentare de afară, vă dedicați deja de o bună parte a timpului, a anilor dumneavoastră, să coordonați și gestionați o, ce să spun, un business, un frumos business de la noi din oraș, ca să meargă totul frumos, să meargă totul aranjat și cu bună dispoziție, cât și dumneavoastră ca director, cât și cei care activează și vă au un exemplu drept de urmat în fața dânșilor. Astăzi cineva drag ne-a chemat aici și ne-a rugat să venim să vă aducem o emoție frumoasă, un zâmbet pe chip, chiar de bună dimineață, și să vă cântăm la mulți ani ceea ce deja am făcut, dar vreau să vă întreb totuși cum credeți dumneavoastră, cine este persoana sau cine sunt persoanele, nu am idee, vreau să-mi spuneți dumneavoastră, care ne-a chemat aici. Eu știu de eu tot nu știu ce facem. Păi ia, păi ia. Așa, venim aici din partea doamne frumoase, tinere, care astăzi a hotărât să vă bucure. Astăzi a hotărât să vă facă să zâmbiți și totodată să vă facă sufletul cumva să tremure, așa ca în bunele tinerețe, când era viața probabil poate mai ușoară, nu aveați atâtea responsabilități cum anii vi le-au adus rând pe rând pe fiecare și vi le-au pus așa ca un șirag, dar până acum v-ați descurcat foarte bine. Și sunteți o persoană de lăudat și de exemplu pentru ea, desigur, care vă iubește mult și vă apreciază și astăzi cumva simplu, un gest pentru o surpriză, dar să vă bucure și să vă lase o amintire frumoasă în suflet și în inima dumneavoastră. Vă mulți ani în suflet cu acest coșuleț plin de trandafiri. Deci dacă e sărbătoare, nu v-ați lipsească poarta de sărbătoare cu drag la fel pentru dumneavoastră. Undeva, ca să stați mai liberi. Așa. Dacă e tortă, e spumant, desigur, cucărelele astăzi se ciocnească în sănătatea dumneavoastră. Și ca la urmă, un buchet așa mai special, un buchet așa mai bărbătesc. Azi care intră, uite, aveți tot. Și băuturi, și zacuscă, cum spune. Nu mai să vină oamenii dragi, cu tot dragul la mulți ani. Așa. Ce rămâne altceva de făcut decât să vă urăm cele mai sincere? Urări de sănătate în primul rând. Să fiți un om sănătos și puternic, cum ați fost și până acum. Nu vă cunosc, dar atunci când ajung în fața unor oameni care fac ceva în viața asta, unor oameni care lasă rezultate frumoase din urmă, este de bine înțeles că viața va încerca de multe ori. Și viața a fost și cu trepte de urcare și trepte de coborâre, dar dacă ați ajuns până la această vârstă și dacă ați ajuns până la ziua de azi, Dumnezeu va da de toate. Și putere, și răbdare, și cuget, și înțelepciune, și grâzenie să mergeți înainte, să luptați cu toate și cu toți, ca astăzi să vă bată ziua de naștere așa la ușă, sănătos, pe picioare, mândru, fericit și până la urmă cu un om drag, frumos, tânăr lângă dumneavoastră. La mulți ani în suflet și chiar vreau să rog să vă îmbrățișez
să vă îmbrățișez, așa, are toată ocazia acum. Să fiți sănătoși. De obicei spunem așa, lăsați un mesaj de mulțumire, e aici, i-ați mulțumit că e lângă dumneavoastră, să fiți sănătoși. Mult, din tot sufletul, nu m-am așteptat la așa o... Tare ne bucur când auzim asta, cum nu s-a așteaptă, e bine. O prezență, cinstit vă spun, nici nu am știut despre faptul. Oamenii care merită, merită. Asta spun întotdeauna. Bucurați-vă de apreciere, de oameni dragi care vă iubesc, care vă apreciază și noi sperăm din suflet să fim noi, așa cum spune, ușor la picior. Să mai vină de urma noastră. Să vă simt. Keeps a giving, not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And it's a good, I won't even